Fermierii români vor beneficia de două noi scheme de susținere financiară, în valoare de peste 51 de milioane de euro, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. MEADR a transmis către Comisia Europeană o notificare cu privire la măsurile pe care se acordă ajutoarele excepționale, sectoarele beneficiare, condițiile de eligibilitate, precum și valoarea sprijinului suplimentar alocat de la bugetul național. Astfel, România va beneficia de peste 51 de milioane de euro, din care mai bine de 25 de milioane de euro sunt fonduri europene, iar suma alocată de la bugetul național depășește 26 de milioane de euro. În sectorul vegetal, ajutorul excepțional se acordă sub forma unei scheme de susținere financiară pentru suprafețele cu plantații pomicole pe rod și sau arbuști fructiferi și sau cu vii cu struguri pentru vin. De asemenea, în sectorul zootehnic, ajutorul excepțional se acordă pe baza unei scheme de susținere financiară producătorilor agricoli, crescători de animale, pentru susținerea activității de creștere în sectoarele suin și avicol în anul 2022.